În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în Duminica 30-a după pogorârea Sfântului Duh, în Biserica Ortodoxă se citește Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolele 18, versetele 18 la 27. În vremea aceea, un om oarecare s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat zicând: Învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Știi poruncile: să nu faci desfrânare, să nu ucizi, să nu fiuri, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el i-a răspuns: Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind acestea, Iisus i-a zis: Încă una îți mai lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri. Apoi vino și urmează mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Văzându-l că s-a întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi, căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului decât pentru bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea au zis: Atunci cine poate să se mântuiască? Iar Iisus a răspuns: Cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. În Duminica 30-a după Rusalii, Sfânta Evanghelie ne așează în fața ochilor noștri sufletești un tânăr bogat, drecător, care vine în fața Mântuitorului Iisus Hristos cu o întrebare esențială, și anume: ce trebuie să facă el ca să moștenească viața cea veșnică? Este, dacă vreți, o întrebare pe care mulți dintre noi ne punem în viața de zi cu zi. Cum ar trebui noi să trăim ca să moștenim viața cea veșnică? Și răspunsul, bineînțeles, că tânărul îl găsește la Mântuitorul Iisus Hristos, care îi spune: păzește poruncile. Este un răspuns care nu îl mulțumește pe acest tânăr, fapt care îl determină să-i și răspundă imediat, spunându-i că aceste porunci toate el le păzește încă din tinerețe, iar Iisus Hristos, la fel, îi răspunde tânărului imediat, spunând că una îți mai lipsește. Vinde-ți averea, împarte-o săracilor și urmează mie. Ne spune Sfânta Evanghelie că tânărul a plecat întristat din fața Mântuitorului Iisus Hristos. De ce? Pentru că era foarte bogat. Avea multă avere și de această avere el nu se putea dezlipi. Cu alte cuvinte, observăm în acest personaj al tânărului bogat, dregător, faptul că sufletul lui avea o sete după Dumnezeu, dar trupul lui era încă robit lumii acesteia materiale. Ei bine, în acest context și Mântuitorul Iisus Hristos spune faptul că cu greu va putea intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu, că mai ușor poate trece cămila prin urechile acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și apostolii, auzind aceste cuvinte, au crezut inițial că nimeni nu se poate mântui. Și îl întreabă pe Hristos atunci: dar cum este cu putință
ca noi să ne putem mântui. Și Iisus Hristos le răspunde: ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iubiți credincioși și credincioase, fiecare dintre noi trebuie să fim atenți cu modul și felul în care ne administrăm propria noastră viață. Bunurile pe care fiecare dintre noi poate le avem într-o măsură mai mare sau mai mică sunt daruri ale lui Dumnezeu. Atunci când avem această disponibilitate, este bine să fim atenți și cu cei din preajma noastră, cu cei care sunt suferinți, cu cei care sunt săraci. Din ceea ce avem noi, să le oferim și lor. Sfântul Ioan Gură de Aur spune faptul că noi, în permanență, trebuie să ținem palma deschisă. Pentru că dacă o ținem deschisă, Dumnezeu în permanență așează. Dar dacă ținem pumnul strâns, palma închisă, atunci Dumnezeu nu mai are ce așeza și sigur că și noi, ceea ce acumulăm, rămâne doar pentru noi, ne izolăm, ne înstrăinăm și ne înrobim acestei lumi. Așadar, învățătura importantă care se desprinde din această Sfântă Evanghelie este să nu fim robi ai acestei lumi materiale, să-L căutăm pe Dumnezeu în permanență, să căutăm ca sufletul nostru să primească pace, binecuvântare și liniște. Și iată, prilejul cel mai bun și cel mai prielnic este acum, în această perioadă Apostolului Crăciunului, când fiecare dintre noi suntem chemați la spovedanie, suntem chemați la mărturisirea păcatelor noastre, suntem chemați la căință, la mai multă rugăciune și la împlinirea faptelor celor bune. În felul acesta ne pregătim încet și sigur pentru marea sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare care trebuie să aducă în sufletul nostru renașterea la o viață nouă și lipsită de păcat. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească în dreapta credință, să vă ajute să fiți sănătoși și să aveți parte de bucurii spre slava Preasfintei Trăimi și a noastră mântuire în veci. Amin.